Bună dimineața, prieteni, vă salut, vă mulțumesc că vă uitați, că scrieți, că dați like-uri și că unii mă mai și înjurați, că na, nu poate toată lumea, e greu să fie de bine. Dar și criticile, dacă sunt cu argumente, sunt bune. Subiectul zilei, cred că ați văzut și voi, ultimilor două zile, este Stelianu Filip și, vrând nevrând, pentru că a fost capitanul echipei Dinamo, dar Dinamo nu ăsta din divizia B, nu echipa asta care joacă în divizia B, Dinamo care a retrogradat din divizia A. Și aici voi știți care sunteți dinamoviști, că am vorbit de foarte, foarte multe ori, câteodată cred că plictisitor de mult, despre Stelianu Filip și Sorescu. Și spuneam eu atunci că, bă, la orice clinci care e, la orice adunare, grupare de mai mare de 2 jucători, cocoșii erau cei doi, Filip și cu Sorescu. Și se împingeau cu oia, în afară de faulturile prostești de foarte multe ori făcute de Sorescu și în care să expunea așa, să ia cartonașe, să fie eliminat. Uite că, din păcate, apare subiectul ăsta. Din păcate, în primul rând, pentru el, ca sportiv, după aceea pentru colegii lui, pentru club și pentru suporter. Nu în ultimul rând pentru suporter, pentru că, na, suporterii se duc acolo în tribună, cântă, îi plouă, îi bate vântul și pe banii lor în cele mai multe cazuri și își doresc să își vadă favoriții câștigând, sau chiar dacă echipa lor de suflet pierde, bă, să nu afle după un timp că au pierdut, că trebuiau să piardă, sau că au pierdut, că unii dintre jucători n-au dat 100% sau nu și-au apărat corect șansele. Până se va, și e normal să fie așa, până se va soluționa cazul ăsta, normal și corect ar fi ca Filip să fie tratat cum a fost și până acum, când nu existau suspiciunile astea, adică el să fie analizat sportiv și a fost și va fi în continuare, iar lucrul ăsta să rămână undeva în urmă până va fi o decizie definitivă. Cu toate că va fi greu, pentru acum el, chiar dacă joacă în Ungaria, orice fault, orice eliminare la două faulturi făcute va fi eliminat, se va discuta, va lua cartonaș galben repede în meci, se va discuta, adică va fi un semn de întrebare asupra lui, semne de întrebare care cu siguranță îl vor afecta, îl vor afecta poate și prin prisma randamentului, poate și uman, psihic, mental și așa mai departe. Dar cu toate că eu îmi doresc să nu fie adevărat, cu toate că am discutat-o de foarte multe ori și mă bucur acum, uite, chiar mă uit așa peste umăr, acum mă uit în față, că așa e bine să te uiți în față, am avut dreptate când spuneam că se expune prea ușor, că faultează prea mult, că se bagă în toate clinciurile posibile, câteodată venea din bandă de unde juca el, se ducea în sprint, de nu alerga nici la meci, așa lansat, până pe partea cealaltă să împingă el pe ăla, pe ăia de la echipa adversă, să se certe cu arbitru, să protesteze, să, pentru ce? Uite că se pare că avea pentru ce, se pare, pentru că nu e corect, repet,
Nu e corect să vorbim de om până nu e ceva dovedit. Deocamdată sunt niște zvonuri, sunt niște lucruri care se află în analiză, în cercetare, și nu e normal să aruncăm acum cu cartonașe în om, că s-a scris prin ziare, că au apărut niște capturi de ecran și așa mai departe. Dar dacă ne uităm că echipa aia lui Dinamo, că unde el era capitan de echipă, a luat 116 cartonașe galbene și vreo 11 roșii în anul ăla în care au retrogradat, dacă ne uităm că el era capitanul echipei, dacă ne uităm că la meciul ăsta despre care se face vorbire acum, în primele 25 de minute face 4 faulturi, și am văzut, a pus un băiat de ăsta, un suporter dinamovist, am văzut pe TikTok imediat după ce au apărut zvonurile și informația, am văzut pe TikTok faulturile care le face. Bă, bine, acum și analizăm, e corect, acum și analizăm cu alți ochi pentru că avem informația, dar o spune și comentatorul ăla de pe la Digi, care el nu poate fi bănuit de orice, numai că e un fiind cunoscător al fenomenului, nu? O spune și ăla, domne, faulturi prostești, repetate, fără rost, ar trebui să-i dea cartonașul galben. Bă, și-l ia până la urmă, minutul 24, parcă. Da. Și ai zice că noi ăștia acum care știm despre ce e vorba și ne uităm, păi da, bă, că noi știm deja sau e informația și asta ne influențează. Ok, eu nu mă iau după asta, cu toate că, repet, mă laud, că trebuie să mă laud singur. Bă, eu am spus de nenumărate ori și uitați-vă la vlogurile în care vorbeam, indiferent că era după meciuri și vorbeam imediat la cald, ori în direct după meciuri sau la câteva ore sau a doua zi, bă, tot timpul am spus cocoșii de la Dinamo, Steliano și Cusorescu, care, bă, făceau niște tâmpenii. Acum să nu înțeleagă cineva, domne, că și Sorescu e băgat în treaba asta. Nu, că nici de Filip n-am știut până acum, nu s-a auzit nimic. Dar cum erau jocurile, cum făceau ei la meciuri, bă, nu era frumos nici pentru ei, nici pentru spectacolul fotbalist, nici pentru nimeni. La un moment dat îmi ziceau niște prieteni care ies în dinamoviși de ea, înflăcărați, bă, dar zice să mori ăștia, zici că sunt justițiari, zici că ăștia sar numai la smardoială, ăștia, bă, fotbal cât mai joacă. Și eu tot legea, lasă, bă, că așa sunt ei, mai agresiv, mai aia, mai... Adică încercam să le găsesc și, bă, scuze, bă, nervozitate, uite, sunt jucători cât de cât importanți, ăștia nu-i lasă să plece, nici nu le-a dat banii, echipa e la retrogradare, suporterii îi înjură, mi-aduc aminte după meciul de la Mioveni, când l-au dezbrăcat pe ăla, pe Sorescu. L-au dezbrăcat de tricou și l-au aruncat ăia pe jos, mari suporteri și ăia, că bă, dacă ești suporter adevărat, nu arunci, bă, tricou echipei pe care o iubești și te duci la Mioveni, la Arad, la Balamu, cum te duci tu. Nu-l dezbra jucătorul și arunci tricoul pe jos. Îl iei și îl bagi în sân, te duci cu el acasă. Că e tricoul echipei cu care tu ții. Da, bine, o ia-s și o ia-s mai mult tot cocoși așa decât suporteri. E, acum, cu toate că am vorbit foarte mult și niciodată n-am fost de acord cum proceda Filip și cu Sorescu, acum îmi zic ăștia, na, mă, nu mai zici acum că erau supărați, că era supărat ăsta Sorescu, că era supărat că nu-i dă banii, că era supărat că sunt la retruga. Uite, bă, ce supărat era. Ia uite, vindea meciurile. Ia uite. Acum știți cum, voi care sunteți suporteri și trăiți pentru o echipă, poate înțelegeți mai bine decât mine lucrurile astea cu suporterii, pentru că eu nu sunt suporter la nivelul vostru. Eu țin cu o echipă, dar nu sunt de la
că încerc să și vreau să văd lucrurile echilibrat. Voi care sunteți prin galerii, prin brigăzi, prin asta, sunteți 1000% suporteri. Eu sunt 80% poate și de-aia poate și văd lucrurile altfel. Poate voi de-aia, indiferent cu ce echipe țineți, vă uitați la mine și așa mai departe. Dar îmi zice un alt prieten și uite, la asta chiar eu nu mă gândisem deloc, și îmi zice, cu toate că n-are dreptate deloc, și i-am zis, băi, ești un tâmpit dacă gândești așa, din punctul meu de vedere. Îmi zice, hai bă, Roberte, și ce mare lucru a făcut, a luat un cartonaș și minutul 20. N-a influențat, eu n-aș fi, dacă aș fi cu ăștia cu comisiile, ce n-aș fi așa dur cu am pomenit pe Sorescu fără să vreau, cu Filip, că până la urmă ce face, bă, omul? Nu face penalti, nu ia cartonaș roșu, ba da, bă, a luat și cartonașe roșu, dar poate alea le-a luat, că era nervos, supărat sau prea agresiv. Sau astea pot fi luate și dintr-o lipsă de valoare, că te tot driblează ăla, că nu poți să-l oprești, n-ai ce să-i faci și la un moment dat te enervezi și dai una peste picioare, că te-a enervat tu, că te-a făcut ăla muci. Da, și eu și lucrul ăsta l-am spus la momentul respectiv cu lipsa de valoare, că, bă, la o echipă care retrogradează nu poți să vorbești de valoare sau de o prea mare valoare, că până la urmă echipa aia retrogradează, adică hai să fim serioși, bă, cât ai fi de, bă, dacă ai retrogradat, înseamnă că ești trompetă, ești trompetă cu acte de divizia B, nu mai ai ce să comentezi. De-aia și discuțiile. Și zice băiatul ăsta, care e un dobitoc el, și știe că i-am spus și lui, domne, n-a făcut mare lucru, că nu și-a dat autogol, n-a făcut penalti, n-a luat cartonaș roșu în... Ba da, s-a întâmplat să ia și cartonaș roșu la meciul cu CFR-ul, la meciul cu FCSB-ul, dacă nu mă înșel, ia cartonașe roșii. Dar acum, ca și gest, ca gest e urât ce face el. Ormă e mai puțin important dacă o face să o face urât de tot, să dea pe lângă minge, să dea, să ia echipa gol, să facă penalti sau să ia repede două galbene sau să-și dea autogol. Bă, e vorba în primul rând, ar trebui să fie vorba în primul rând de el, dacă a făcut lucrurile astea, în primul și în primul rând de el. Iar în al doilea rând ar trebui să fie vorba despre colegii lui, despre echipa care îl plătește, despre suporteri și așa mai departe. Mai ales că era și capitanul echipei. Eu nu-l înțeleg nici pe băiatul ăsta, că ăsta e de ăsta, prietenul ăsta al meu, e de ăsta înfocat, înflăcărat. Mamă, câine până la moarte, până la moarte. Și zice, hai domne, că nu e așa grav ce face. Bă, eu cred că e grav ce face, dacă face, repet, hai prietene, te-ai ațipit, pentru că, bă, faci, ok, e galben, nu e nici roșu, adevărat, nu e nici, da, dar faptul că o faci, asta e, cred că, cel mai de condamnat, dacă putem să zicem așa, cel mai aiurea și rău, că, bă, o faci împotriva tuturor, știi? Indiferent că ăia sunt colegi, că sunt suporteri, că e clubul care te plătește și așa mai departe. Adică o faci și o faci să ai tu niște beneficii, niște financiare, bănuiesc, că doar nu-i dădeau ăia o putină de brânză și 10 covrigi. Asta, eu asta nu-l înțeleg pe prietenul ăsta al meu, că zice, domne, nu e atât de grav. Da, pe tabelă nu e atât de grav, dar faptul că o faci contra echipei, coechipierilor, clubului, suporterilor, e grav. E grav că, bă, că nu se vede pe tabelă, adevărat, de acord, dar
gestul în sine, cum e și la roșu. Păi bă, orică te duci și ai intenția să-i rupi piciorul ăla, orică îi rupi piciorul, tot roșu ar trebui să-ți dea. Așa și aici, bă, orică îți dai autogol, orică doar iei un galben în primele 20 de minute, tot urât e. Acum să vedem. Să vedem dacă, bă, că poate lumea se interesează, să, nu știu, să cercetează, să analizează, să așa mai departe ce să face și zice, domne, n-a fost, a fost o greșeală, nu e vinovat, nu s-a întâmplat și atunci degeaba noi tot vorbim și eu chiar mi-aș dori să fie așa, să dovedească că nu e implicat băiatul ăsta, pentru că 200% va însemna sfârșitul carierei lui, nu numai ca fotbalist, cred că și ca antrenor, conducător de club, director sportiv sau un fenomen fotbalistic. Și acum unii zic, lasă-mă foarte bine să marși afară cu el, dacă a greșit să plătească. Și aici, deci, hai că ajung la destinație, așa ca și concluzie, cred că ar fi cam gata cariera de, nu știu, în lumea fotbalului pentru Filip, dacă se dovedește că ceea ce se vorbește este adevărat. Pe de altă parte zic unii, lasă domne că toată lumea face tot așa, dar n-au fost descoperiți. Acum nu știu dacă merge și aia cu hoțul neprins, negustor cinstit. Cred că trebuie să așteptăm, să vedem. Eu dacă pot să-mi dau cu părerea așa, cred că dacă se dovedește că a făcut ce să spune, probabil s-o vor mai dovedi și altele. Că bănuiesc că n-a făcut odată, a luat o căruță de bani, un sac de bani și pe urmă s-a potolit. Mai ales că așa cum zice prietenul meu, hai bă că n-a făcut așa să sară în evidență, să iasă în evidență, să influențeze rezultatul. Ce a făcut? A luat un galben. Hai să vedem, hai să vedem, până nu e nimic sigur, omul e nevinovat și atunci hai să așteptăm să vedem ce se decide și vom comenta momentul când va fi ceva definitiv. Până atunci rămâneți oameni, săptămână luminată să aveți și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne-a văzut și pe noi cineva. V-am pupat, toate cele bune!